Bună ziua, prieteni! Bună ziua! Bună ziua, oameni buni! Și datorită multor altor oameni buni, noi am reușit să colectăm peste 30.000 de semnături. Și 25.000 din ele le avem aici și astăzi le vom prezenta Comisiei Electorale Centrale. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru efortul dumneavoastră și le mulțumim tare mult tuturor oamenilor care ne-au ajutat să colectăm aceste semnături și celor care au semnat, care au încredere în noi și care împreună cu noi vor să facem din această țară o țară bună pentru oamenii buni. Noi cu toții, toți oamenii buni din această țară, merită să trăiască bine la ei acasă. În aceste alegeri, oamenii vor să scape de hoți, vor să aducă, să aleagă în fruntea țării un conducător care să țină la ei, care să lucreze pentru ei, care să-i respecte și care să unească întreaga societate. Dar pentru ca cetățenii Republicii Moldova să-și poată exercita acest drept fundamental, dreptul de a-și alege conducătorii, e nevoie de alegeri libere și corecte. E nevoie ca cei de aici, din Comisia Electorală Centrală, să ne asigure condiții pentru ca alegerile să fie libere și corecte. Mai multe decizii și declarații recente ale Comisiei Electorale Centrale au trezit îngrijorări, au pus semne de întrebare în raport cu capacitatea acestei comisii de a asigura alegerile libere și corecte. Nedumerit decizia Comisiei Electorale Centrale pe finanțarea campaniilor electorale, prin care se încearcă să se împiedice finanțarea corectă, transparentă, legală a campaniei electorale din această toamnă. Nedumerit, repet, această decizie. Și am venit astăzi aici ca să cerem Comisiei Electorale Centrale să ia decizii corecte care să favorizeze petrecerea acestor alegeri în mod legal și corect. Campaniile trebuie să fie finanțate doar din bani obținuți conform legii, din subvenții de la stat și din donații și cotizații de la oameni. Donații colectate în mod cinstit. Doar așa putem să asigurăm o campanie electorală corectă. Ne-a deranjat declarațiile Comisiei Electorale Centrale atunci când au fost raportate falsuri în acte în procesul de înregistrare prealabilă pentru cetățenii noștri din Federația Rusă. Suntem aici ca să cerem membrilor Comisiei Electorale Centrale să verifice toate aceste probe și să verifice toate înregistrările pentru participare în aceste alegeri, așa încât decizia despre deschiderea secțiilor de vot în afara țării, indiferent dacă vorbim de vest sau de est, să fie decizii corecte, care pornesc de la informații obiective și toți cetățenii, indiferent dacă sunt în țară sau sunt în afara țării, să aibă condiții corecte pentru ca să poată să-și exercite votul. Iar Comisia Electorală Centrală să întreprindă absolut totul ca să nu permită niciun fals, ca să nu permită hoția de voturi. În această săptămână, Comisia Electorală Centrală
va lua o decizie cu privire la numărul de secții de vot în diasporă. Suntem aici ca să repetăm mesajul nostru. Această decizie trebuie să fie una corectă, argumentată, pornind de la indicatorii care sunt stabiliți în lege și pornind de la informațiile adevărate, nu de la falsuri fabricate de Partidul Socialiștilor. Cerem Comisiei Electorale Centrale, membrilor Comisiei, să nu se lase manipulați de Maxim Lebedinski și alți socialiști de aici, oameni ai lui Dodon, care, înfricoșați de perspectiva să piardă puterea, pentru că asta își doresc oamenii, oamenii își doresc schimbare, alungarea coților în frunte cu Igor Dodon de la putere, și ei, înfricoșați de această perspectivă, încearcă să manipuleze deciziile Comisiei Electorale Centrale. Noi, cu toții, cerem alegeri libere și corecte. Fiecare vot este prețios și fiecare vot contează. De aceea, fiecare vot trebuie apărat. Vă mulțumesc! Bună ziua, dragi prieteni! Eu voi fi foarte scurt. Într-adevăr, rolul acestei instituții, conform legii, este organizarea unor alegeri libere și corecte. Când spun organizarea unor alegeri libere și corecte, am în vedere atât șansele egale pentru toți concurenții electorali, cât și condiții care trebuie create pentru alegători, astfel încât ei să-și exercită în mod liber votul. Sunt mai multe elemente care ne deranjează deja, au fost menționate aici. Chiar astăzi am asistat la un circ în cadrul Comisiei Juridice, când Vasile Bolea și gașca lui de socialiști, plus deputatul așa numit independent Eugen Nichiforciuc, urmează să dea un aviz consultativ, ceea ce este în esență ilegal, precum că la determinarea secțiilor de votare peste hotare, trebuie să se ia în considerație rezultatele referendumului consultativ din 2019. Vă dați seama, referendumul organizat de Plahotniuc, care a fost boicotat în mod deschis de către diasporă, deci ei nu au fost la vot și iată că Vasile Bolea crede că pentru determinarea secțiilor de votare trebuie să fie luat în considerație participarea anume la acel scrutin electoral. Eu sper foarte mult că membrii Comisiei Electorale Centrale, dincolo de Maxim Lebedinski, că acolo nu-mi pun mari speranțe, pentru că Maxim Lebedinski este un mercenar al lui Dodon. Deci el a fost parașutat în această Comisie Electorală Centrală pentru a-l favoriza pe Igor Dodon să-și ia a doilea mandat. Dar sper că alți membri al acestei comisii nu vor da curs acestor aberații care au fost aprobate într-un fel sau altul de către Comisia Juridică și vor respecta legea așa cum scrisă ea. Lui Maxim Lebedinski și lui Dodon trebuie să-i spunem foarte clar, indiferent ce n-ar face, indiferent cât n-ar încerca, ei vor fi trimiși la cimitirul politic cel târziu pe data de 15 noiembrie 2020. Mulțumesc! Stimați colegi, stimați prieteni, simpatizanți, eu în primul rând vreau să mulțumesc tuturor pentru că ne-ați ajutat să colectăm cele peste 30.000 de semnături. Vreau să cer scuze de la foarte mulți cetățeni care ne-au telefonat și la care noi n-am putut ajunge, dar care foarte mulți au dorit, prin semnătura lor, să susțină candidatul nostru. Noi vom avea suficient timp să ne întâlnim, să discutăm imediat după ce va fi înregistrat candidatul nostru. Acum, legat de această comisie, la poarta care ne aflăm, eu foarte mult sper că aici au mai rămas bărbați ai neamului care citesc și printre rânduri și nu înghit tot ce le servește Maxim Lebedinski și Vasile Bolea.
Ăștia sunt oameni cu experiență, care au în spate mai multe alegeri și pot să le spună un cuvânt frumos, în ghilimele, atunci când vin, ați văzut, au venit cu prostia de a ne interzice să finanțăm corect partidul. Acum, candidatul, acum vor să facă niște măgării în legătură cu secțiile în diaspora. O să mai avem surprize de felul ăsta. Despre ce vorbesc toate aceste lucruri? Astea vorbesc despre faptul că Dodon înțelege foarte bine. Fără măgării, fără încălcări, el nu poate câștiga. Și el știe că noi știm că el știe, că noi nu o să-i permitem, de data asta, nici într-un caz, să manipuleze cu cecul, să manipuleze cu oamenii. Noi mai știm, el de pe acum începe să dea în scrânciuburi alegători. El de pe acum, prin reprezentanții lui la Hâncești, om pânzit raionul cu scrânciuburi. El de pe acum dă culioace. El de pe acum promite posturi. El dă decorații cu căldările, diplomii, cu teancurile. O ajuns să devalorizeze distincțiile de stat, care cândva erau un element de mândrie, de recunoștință pentru oamenii care în viața întreagă și-au dedicat-o muncii. Toată viața au muncit. Acum au ajuns să dea decorații bandiților. Pe unii scoate din pușcărie, pe alții îi decorează. Cu alte cuvinte, noi astăzi depunem semnăturile, transmitem un mesaj foarte clar și un mersi la toți cei care ne-au susținut, ne susțin și ne vor susține. Cu Doamne ajută! Victorie! 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 Dragi prieteni, noi astăzi am venit aici să vedem la ce am ținut lucrul. Ce Victorie! Ce Victorie! Ce Victorie! Ce tipă e? 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 Ce Eu n-am vorbit. Le ținem cu seasul. Am lăsat pe geantă în față. Gata! Doamna candidată. Domnule, aici? Conduce-ți dumneavoastră.
Salutul Liscăt, care e colectat în condiții de pandemie, ar fi un indicator și a scăpat un timp de soluții. Asta de anul respectarea tuturor rigorilor, atât electorale cât și sanitare. Sanitare. De consimțământ trebuie să mai scrie încă o dată din mână. Bine, de domnul procuror. Bună ziua! Bună ziua! Nu-i rece? Vedeți-l este acum. Îi pare direct în stat, nu-i bine. Bună ziua, deja ne cunoaștem. Bună ziua. Să înțeleg că dumneavoastră ați venit să depuneți actele pentru înregistrarea în cursa electorală alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2016 și am să aduc și listele subscriților. 20. M-am uitat la dumneavoastră și mi-am adus aminte 2016. Bună ziua. Așa, demersul este înregistrat, rezoluția este pusă, putem să trecem procedural la recepționarea actelor, care va avea loc în două etape. Da. Actele de ordin general, noi la fel doar le cuantificăm din punct de vedere cantitativ și nu pe fondul lor, și a doua etapă, recepționarea listelor de subscripție, unde o să rugăm presa la această etapă deja să nu participe, pentru că sunt date caracter personal în aceste liste. Vă ascultăm. Suntem gata să procedăm. Da. Deci noi trecem direct la restul actelor, în afară de liste și note informative. Da. Da? Deci demersul este. Demersul este. Este. File. În continuare. Două file. Da. Da. Date biografice. Da, presupun așa cumva ca să nu... Așa. Date biografice, o file. Declarația privind consimțământul, dacă trebuie holograf, o scriem, dacă am scris o dată trecută, putem să o mai scriem. O filă. Da. La această etapă nu este necesară. Declarația de avere pe 2018-2019, 6 pagini. Certificatul medical. O filă. Simbolul electoral. Pe o foaie și în format electronic. Da, du-te și verifică chiar acum. Copia actului de identitate a candidatului. Demersul cu privire la desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ, cu anexarea copiei buletinului și a copiei diplomei. Unul plus trei. La reprezentant. Deci unul din mers, trei scopii de actul copiilor.
și demersul cu privire la desemnarea trezorierului. Conectarea buletinului. Asta rămâne la noi, da? Da. Asta e tot? Da. Și? Și deja listele... Da, deja. Deci reiterăm, demersul de registrare pe două file. Da. Datele biografice pe o filă. Da. Declarația privind condiționamentul o filă. Da. Declarația de avere și interes personale candidatului 6 file. Certificat sănătate o filă, simbolul electoral o filă. Normal. Și funcționează, da? O să-l returnăm după ce să aveți grijă. Copia de pe actul de identitate al candidatului o filă și demersul cu reprezentantul plus actele confirmative 4 file. Și demersul cu trezorierul 2 file. Acum trecem la două etapă. Deja cu tot respectul, dar fără presă la această etapă. Și candidatul trebuie să rămână sau? Da, mai rămâne puțin. Ok. Ne alegem în această campanie ca să câștigăm și ca să creăm condiții bune de viață pentru oamenii cinstiți, pentru oamenii buni, pentru cetățeni. Как вы прокомментируете скандал, который произошел в лице в городе Окнуса, где учитель физкультуры открыто агитировал за вашу кандидатуру и за вашу партию? Nu am auzit așa ceva, din potrivă, ceea ce vedem noi prin țară și ceea ce ne spun oamenii este că Igor Dodon folosește resursele statului ca să-și facă campanie. Și am văzut acest lucru și pe pozele pe care le afișează Igor Dodon, atunci când merge și fără mască, își face poză alături de copii, folosindu-i în campania electorală și arătând lipsă totală de respect și de grijă pentru sănătatea acestor copii. Asta este grav. Mulțumesc, posibil. Semnăturile corect. Avem multe semnături, avem cu rezervă, le-am verificat, deci totul trebuie scris. Dar hai să spunem. Noi am colectat peste 30.000 și am adus la Comisia Electorală Centrală 25.000. Și nu aveți semnale că există așa posibilitate? Noi am verificat toate semnăturile. Noi le-am colectat cu bună credință, am respectat absolut toate regulile și sanitare și electorale și suntem încrezuți că totul va fi bine. Se vor regăsi sau nu morți în listă așa cum s-au găsit? Nu au de unde să se găsească pentru că, așa cum am zis, colegii mei au verificat de câteva ori aceste liste și totul este bine. Declarați că nu aveți încredere în Comisia Electorală Centrală, că este de rea credință și că în spate ar sta Igor Dodon, în spatele deciziilor. Deci, totuși ați depus semnăturile la această Comisie Electorală. Cum se explică? Am declarat că aici, la CEC, sunt socialiști care vor să facă jocurile lui Dodon și am apelat la ceilalți membri ai Comisiei să nu se lase manipulați de acești membri ai Partidului Socialiștilor care încearcă să abuzeze legea, să vină cu reguli noi, care nu sunt în lege, ca să-l avantajeze pe Igor Dodon. La cine vă referiți? Eu mă refer la Lebedinski, în primul rând, fostul consilier al lui Dodon, care încearcă să facă aceste jocuri în favoarea lui Dodon și împotriva proceselor democratice din țara noastră. Nu fraudați! Votul respectați! Victorie! 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 Prieteni, mulțumim tare mult! Am depus actele. Colegii noștri au rămas să depună toate listele, una câte una, toate listele pe care le-am colectat împreună, pe care le-am completat împreună. Vă mulțumim tare mult! Mesajul nostru sperăm să fie auzit și o să insistăm în continuare pe alegeri libere și corecte și o să mergem și o să apărăm fiecare vot al cetățenilor Republicii Moldova, pentru că asta înseamnă adevărata democrație. Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc și zi bună tuturor! Victorie! 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 Victorie!
prieteni. Vă mulțumim frumos că ați venit astăzi aici să luptăm pentru votul nostru, să luptăm pentru respectarea alegerii cetățenilor Republicii Moldova. Ne vedem în campania electorală, vă îndemnăm să fiți activi, să vă apărați votul, să vorbiți cu prietenii, cu rudele, cu familia, să stea pe baricadele democrației. Mulțumim! Victorie! Victorie! Victorie!